sunt imagini cunoscute de orice turist care a ajuns măcar o dată pe litoralul românesc. De la sud la nord, plajele sunt invadate de așa ziși vânzători care își plimbă mândri marfa, de la mâncare la suveniruri. Este greu de crezut că produsele au succes, însă atunci când cerere există, există și ofertă. Iar asta poate fi o explicație pentru care aceste afaceri ad hoc rezistă an de an. Pe plajele de pe litoralul românesc apar zilnic vânzătorii ambulanți. Porumb, covrigi, gogoși sunt doar câteva dintre produsele care sunt plimbate de colo-colo în condiții insalubre și care apoi ajung la turiști. Cel puțin la nivel declarativ, mulți turiști susțin că nu încurajează niciun fel acest tip de comerț. Sunt conștienți de riscurile pe care le reprezintă acestea pentru sănătate și ignoră ofertele vânzătorilor ambulanți. Atâta timp cât nu vezi cum de exemplu, porumbul, cum îl fierbe, care sunt condițiile de igienă, nu mi inspiră încredere, mai ales să dau la copil, nici atât. Nu sunt ținute cum trebuie, în primul rând, și în al doilea rând nu servim așa ceva. Alții uită însă de riscuri atunci când pofta este mare. Aveți încredere să mâncați de pe plajă? Da, de ce nu? De ce să nu am încredere? De la oricine, că e român, că e ce-o fi, eu am încredere și... Uite ce igienă mi-a dat domnul acela care e de origine romă, curat, șervețel, săculeț. Specialiștii atrag atenția asupra acestui gen de produse comercializate pe plajă, pe temperaturi ridicate și în condiții îndoielnice. Aceste produse devin toxice pentru consumator, deci constituie un pericol la adresa sănătății lor, mai ales atunci când produsele sunt cumpărate pentru a fi oferite copiilor. Există riscul unor toxinfecții alimentare, sunt cele două bacterii care creează probleme mari de sănătate, mă refer la listeria și salmonella. Chiar dacă acest tip de activitate comercială a reapărut odată cu debutul sezonului estival, controalele încă nu au început. Până atunci, turiștii trebuie să fie precauți.